Bine v-am găsit, dragi prieteni! Focusul emisiunii noastre de astăzi va fi pe internet. Cu siguranță că este atât de popular acest cuvânt încât a intrat în uzul sau uzoanța vieților noastre, mai ales acum în condițiile în care le avem sanitare și va trebui cumva să discutăm despre ce este internetul, apariția lui, care este de fapt menirea și care este impactul asupra societății noastre de astăzi. Avem în platoul emisiunii noastre invitatul, este specialist în marketing, domnia sa Dumitru Talmazan. Bine ați venit! Bine v-am găsit, salutare! Vă mulțumim foarte mult pentru că ați mai fost în platoul emisiunii noastre. Unde ne place să revenim! Da, am vorbit și despre rețele sociale, ne-ați prezentat multe lucruri foarte interesante și ați dezvăluit, chiar aș zice eu, ați luat voalul asupra rețelelor sociale, ce sunt acestea. Ei, de data aceasta vorbim noi despre internet. Banal sună altădată. Păi ce mai poți să vorbești despre internet? Păi știți, se întâmplă că acest instrument, eu probabil că aș zice un fenomen, care este folosit de oameni, este utilizat și știu oamenii unde să facă click, cum să-l pornească, de unde, ce s-ar întâmpla dacă accesează, eu știu, un buton anumit, dar probabil că nu ne punem întrebarea pentru ce, de ce, de unde vine el, care este menirea și sigur că care este impactul asupra noastră și ce să facem cu toată treaba asta și care e perspectiva. Și știți, da, sunt multe întrebări. E, cu siguranță. Eu aș fi vrut să vă întreb pe dumneavoastră, câți ani dumneavoastră activați în domeniul ciberneticii sau aveți acces sau contact? Cred că activitatea mea a început vreo 7 ani în urmă, când eu am deschis prima afacere în domeniul de prestări servicii în agenție de digital marketing. Respectiv, timp de 7 ani de zile, cu ajutorul internetului, am prestat servicii la peste 4.000 de beneficiari care i-am instruit, consultat sau promovat. De aceea îmi place să-mi asum responsabilitatea asta să abordez subiectul de marketing și internet în cadrul emisiunilor voastre și vreau să zic că noi nu pur și simplu discutăm despre internet azi, dar o leacă ani în urmă s-a întâmplat că s-a născut internet. Deci noi, cu ocazia apariției internetului, are o logică inclusiv discuția noastră. Sigur. Dar a doua întrebare, tot legată și așa e mai personală. Când prima dată vă pomeniți, așa cum țineți minte dumneavoastră, internetul în mâna dumneavoastră a căzut, a picat? Era tare, adică... Ce vârstă aveați? Asta era, cred că, cunoștința mea cu internetul a fost în baza rețelelor de socializare. Deci, înainte erau așa sisteme ca internet cluburi, unde te duceai și plăteai pe oră și stăteai în internet. Respectiv, cred că asta a fost clasa 9, vreo 10 plus ani urmă. Eu personal am făcut cunoștință cu această lume. Eu despre internet am citit despre el articole tipărite, nu electronice, tipărite despre un așa fenomen internet și se spunea despre beneficiile sale și în același timp se vorbea despre ceva pericole de nu știu ce, o formare a rețelei sociale și perspectiva care ne prezenta mi se pare mie foarte fantastică, ca apoi să înțeleg că acest fantasm s-a realizat și se realizează larg. Noi probabil am nimerit într-o perioadă dezvoltării societății fenomenal cu o dinamică foarte mare și dacă 10 ani în urmă când eu eram ca cetățean în formare de consum, da, numai începeam și telefoanele erau 5 butoane și 30 de mesaje, azi noi suntem la doar 10 ani distanță, dar cu un jump foarte mare la nivel de tehnologie. Deci internetul a fost una din sursele care a favorizat
răspândirea tehnologiilor și cred eu că azi trebuie să menționăm, nu foarte mult am putea să discutăm despre asta, însă este și un element trist în istoria internetului. Noi azi suntem în mare parte consumatori. Adică noi, practic, ce ne înconjoară, noi pur și simplu folosim masa, scaun, inclusiv internet. Dar când am făcut un pic cunoștință, inclusiv cu materialele din back, istoriei, prin anii 1900, mi-a fost foarte, știu, curios să aflu că chiar Tesla a prevăzut apariția acestui internet, doar că el spunea că în general, comunicarea dintre oameni va fi cu ajutorul unui sistem care va face ceva legătură și va fi fără fir. Adică cumva este excepțional că această tehnologie era cumva privită de oameni mari de mult încă. Azi, pentru copiii noștri, asta este un fel de așa și trebuie. Da, așa, mereu a existat. Adică nu avem internet 5 minute? Sunăm la suport tehnic, alo, bună ziua, eu nu am internet 5 minute. De ce internetul cumva apare de mult? Și bănuiesc că încă și forma internetului, noi putem zicem că ea avea alte variații. Noi putem spune că hulubii poștali tot sunt un soi de internet, pentru că dacă să definim cumva, este legătura dintre două sisteme. Radio. Radio în ulterior, da? Adică mai înainte de Hulubiu, cred că era cel pe cal care venea și anunța... Mesagerul, da? Anunța despre... Sau focul, apropo tot istoric, știți asta... Informația se transmitea. În China... Marlezit. Da. Și distanța, deci era un fenomen, pentru că ei puteau să anunță în câteva ore în capitală despre invazii sau pericol. Da. Deci adică e cumva o evoluție logică, poate, credem noi așa, privind în urmă, dar totuși în fundamentul logicii de construcție a internetului este legătura dintre două surse. Deci, cu alte cuvinte, practic, internetul a fost format în satisfacerea, i-aș zice eu, nu mă tem să zic, nevoii umane, sociale, de a transmite informație. Exact. Mai mult ca atât, se zice că orice progres vine din două fenomene. Primul, din lene sau din necesitate. Interesant. Pentru că, nu știu cine a inventat telecomanda, dar precis că din lene. Să nu scoale către televizor, spune... Probabil asta o inventat, apropo, făcând o abatere, cineva care nu avea copii, pentru că înainte noi eram telecomanda, ce își schimbai televizorul. Și din necesitate. Adică canalele pe televizor. Da. De aceea bănuiesc că era o necesitate a evoluției societății, dinamica creștea, iar acel mesager nu mai reușea instant să transmită mesajul. De ce? Probabil era porumbelul, după care porumbelul era alt și a ajuns la o logică că tehnologia sau era tehnologică ne-a dus acolo unde suntem astăzi. Dacă să vorbim în esență, să-i facem, știți cum, o anatomie la internet, tehnologie, evident că acum este foarte sofisticat, dar dacă am fi mers, știți, la origini, de unde, cum, în principiu, ce este internet? Pentru că dacă privești în origine, îți dai seama ce ar fi internet. Mi-ați deja cumva zis, dar pe când s-a început el acolo și care era principiul internetului? Cum spuneam de fenomenul de legătură dintre două surse, azi asta se rezolvă, această legătură prin fibră optică, prin servere foarte puternice, prin magistrale de servere, da? Adică la noi în țară vine o magistrală și dacă se închide magistrala, mai departe al nostru nu pot să transmită în interiorul regiunii. Dar înainte a început totul dintre două calculatoare. Și, apropo, un prim experiment în Statele Unite a fost, în care la etapa de logare totul s-a oprit, a fost nu cu deci succes. A fost doar o încercare, da. A fost teoretic. Însă a fost un start că e posibil de transmis informația dintre aceste două surse. De aceea noi putem spune că după asta a urmat acest concept de 3DW, care azi noi toți îl știm,
este crearea. Deci, dacă să privim cumva acest origine, ea un fundament este că s-a putut crea conexiune dintre două surse și mai departe a început evoluția. Codul HTML, 3DW, diferite protocoale, FTP, poate utilizatorii sau cei care ne privesc, acum spun, stați alea, că despre ce voi vorbiți. Sunt niște terminologii, poate tehnice, dar noi le folosim zilnic. Adică tu când deschizi un, da, tu deschizi un site, asta nu este un desen, este un cod care transmite H1, H2, variabile, button left, button right. Pornesc niște operațiuni destul de complicate. Și atunci când a început să fie posibilă realizarea acestor sisteme care afișau datele, a început evoluția globală și această conexiune de la tete-a-tete conexiune s-a transformat în rețea. Noi să știm așa, rețeaua globală internet, da? Sau rețeaua multimagistrală, multinațională. Respectiv, odată cu evoluția sistemelor care pot procesa, apropo, acum noi suntem într-o etapă de evoluție la fel importantă, se inventează calculatorul sau procesorul de bază care o să poată să proceseze mult mai repede informația. Ce înseamnă asta? Să înseamnă că atunci când noi scriem, nu știu dacă generația care are acum vreo 20 de ani știe despre ce eu vorbesc, dar înainte când te conectai la internet, s-auzea un sunet foarte specific. Parcă cu cosmos făceai legătura. Da. Sunete de fax specific. Foarte specifice. Și era un modem și trebuia să suni, să faci conexiune. Sau, spre exemplu, pentru un modem fax, da, înțeleg. Sau când căutai în internet, da, căutai și așteptai. Așa, așteptai, da, cu răbdare. Da, cu răbdare. Poate era normal că nu știi că se poate mai repede. Dar asta ține de evoluția platformelor sau sistemelor care procesează informația. Respectiv, astăzi noi clicăm și el pac s-a deschis. Da. Și dacă mai încet, se deranja. Dacă sunt două secunde, deamu, te întrebi ceva nu-i bine cu operatorul nostru de internet. Când la tine viteza astăzi în Moldova, spre exemplu, și în general în România, în țările post-sovietice, putem spune, este de până la 1 terabyte viteza. Deci 1000 de megabyte. Pe secundă. Pe secundă. Deci, înainte era câțiva megabits, adică câțiva, nici nu știu cum să explic asta în terminologie. Astăzi tu poți să clichezi și să încarci un film în, nu știu, într-un minut, în 30 secunde. 4-5 giga, adică asta, pac, s-a încărcat. Adică foarte repede. Respectiv, asta ține de acest calculator sau de acest sistem, nu e un calculator specific, simplu, care procesează toată informația asta. Și atunci noi o să putem să procesăm mai multe milioane de operațiuni în secundă. Și odată cu evoluția platformelor care pot livra informația, evoluează și capacitatea tehnologiilor care pot procesa. Adică azi deja toți avem în telefon internet. Dacă înainte calculatorul era un sistem mare, la colegiul profesorul de informatică nu ne explica cum el, în anii de studențime, în 5, trebuiau să facă o operațiune, adică asta era un board de 4 pe 5 mare, care tu apăsai unul, eu unul, adică un cumul de acțiuni, astăzi se rezolvă asta pentru un click. Respectiv, noi spunem că inclusiv internetul sau evoluția internetului ajută azi și putem pune o bifă la coșul, pentru că azi bănuiesc că o să discutăm și coșul de pozitiv și negativ, la coșul de pozitiv putem pune că evoluează și societatea sau tehnologiile prin care această societate operează. Deci înțeleg eu că conexiunile la început a fost între două calculatoare pentru cu scopul de a transmite mesaj. Evident că se foloseau protocoale, sistemul de conectare, așa cum spuneți dumneavoastră, modemurile trebuia prin protocoale. DSL. Exact, trebuia să transmite și de aceea se auzea sunetul ăsta așa interesant, straniu. Și sigur că accesul doar era la bază de informații. Iar apoi a trecut într-o știu, o săritură, așa cum a spus dumneavoastră, imediat, în uzuanța societății.
computerul sau internetul deja nu mai era doar cifre, numai nu știu ce acolo, pe fond negru sau pe fond albastru, ceva zbura, ceva se deschidea, informații. A devenit un fel de televizor? Da, mai mult ca atât, probabil nu este o noutate că, în general, primele tehnologii sau strategie de evoluție a anumitor tehnologii se face întâi în military, da, în medicină, în știință, adică toate aceste sisteme lucrau întâi acolo. Ca, spre exemplu, să facă evoluția inclusiv a calculatorului, când Steve Jobs inclusiv a spus că eu vreau ca pe masă, acasă, omul să aibă personal computer, calculator personal, și atunci asta a favorizat inclusiv răspândirea internetului către cetățenii de rând, și aici s-a produs un următor val în care noi din consumatori am devenit creatori. Adică, deci da, participanți practic la tot ce se numește internet. Și cu fiecare persoană care uzează internetul devine un promovator. Exact. Există așa un concept ca UCG, User Generated Content, când utilizatorii generează conținut. Da. Adică, practic, astăzi tot ce noi găsim, sau mai bine zis, tot după ce noi mergem în internet, sunt alții care asta oferă. Și atunci mergi în Google și cauți un hotel, un restaurant, și acel hotel, restaurant trebuie să fie acolo, el este creator de conținut, sau cauți o soluție, dacă răcește copilul, ce se întâmplă? Și acolo sunt articole, deja sunt informații, mai mult ca atât companii... Informații din generate sau puse de alte persoane. Exact, exact. Utilizatori. Și atunci vine, ca să echilibrăm un pic lupta dintre bine și rău, vine un element negativ aici. Și el vine că, din motiv că este practic ireal să controlezi creatorii, toată masa de informații s-a transformat într-o gaură neagră în care poți să găsești orice informație, și pozitivă și negativă, și adevărată și neadevărată. Adică informația despre care noi vorbim, creatorii de conținut, ea câteodată este nocivă, ea câteodată este absolut neveridică, absolut neutilă, dar ea există. Și aici, în prima fază, foarte multe companii, cum ar fi Google, Facebook, ei au întâlnit un obstacol, că internetul, chiar dacă a oferit oportunități oamenilor, el a început să devină nociv. Adică, spre exemplu, sunt sondaje foarte multe, că în ultimii ani, utilizarea internetului, în combinație cu telefonul, a crescut foarte mult procentajul de sinucid în Statele Unite, în rândul tinerilor. Sau, spre exemplu, că oamenii au început să petreacă în jur de 4-6 ore în internet zilnic, și asta înseamnă că, 1, se atrofiază mușchi, 2, noi încetăm să comunicăm între noi, 3, noi nu mai punem logica, noi nu memorăm. Acum, să mă întreb numărul de telefon nu știu cui, eu nu-l țin minte, sau să mă întreb o informație statistică, eu nu voi ține minte. De ce? Pentru că creierul meu s-a deprins că dacă eu am nevoie de informație statistică, eu am acces. Eu intru în Google și în orice moment eu nu trebuie să încarc memoria mea operativă cu informații care nu trebuie. Și atunci se zice că creierul devine mai neted, pentru că el nu se concentrează să memoreze, să proceseze, nu are provocări. Totul este la un click distanță. Mai mult ca atât, nici nu trebuie telefonul, clic-clic și am rezolvat întrebarea. De ce? Eu aș pune că aici un punct negativ pentru impactul online-ului, impactul internetului. Și destul de gras. Și destul de gras. Da. Și mai mult ca atât, dacă generațiile noastre, pot spune că noi încă suntem ultimii care mai jucam în grădină cu bățul și ne duceam la bunica și aveam bătături la unghii. Asta înseamnă că copiii mei astăzi, ei sunt născuți în această epocă. Ei sunt născuți în această era digitală. Pentru ei este absolut normal. Absolut normal prezența rețelei de socializare. Absolut normal această căutare și neconcentrare asupra memorării. De aceea, nu aș spune că asta este foarte grav sau nu grav deloc. Este ce este. Noi suntem în generația Z și Alpha.
Noi suntem într-o generație a copiilor născuți în etapa de dezvoltare a tehnologiilor informaționale într-un pic foarte mare. Pentru dânsi iPhone este ceva absolut normal. Telefon n-ai? Cum adică n-ai? Unii părinți cumpără telefoane la copii ca ei să nu se simte... Da, fiți de acord că acum când vorbim despre telefon, înainte când vorbea despre telefon, era ăla cu... îl pune da. Și... Dar funcționalitatea aparatului pe care le avem acum la ziua de astăzi, smartphone, nu știu cât are utiliza doar pentru a comunica cu telefon. Dacă... Și am impresia că unii deja s-au difuzat și de conversații. A rămas doar comunicare pe internet, deja au trecut și pe internet. Da. Și a apărut și SIM-uri electronice, așa numitele SIM-uri electronice, care practic nu există, n-are corp, n-are, n-are fizic. Și a rămas doar legate prin internet și comunicare prin internet. Când vorbim la ziua de astăzi despre ceea ce numim noi utilizare de internet, așa cum a spus dumneavoastră, internetul în buzunar, odată cumva ați zis într-o emisiune, internet de buzunar. Adică el a intrat deja și în buzunarele noastre și în viața noastră cotidiană. Dar ce perspectivă vedeți dumneavoastră, așa cum ați zis dumneavoastră, generațiile care s-au născut în internet, cu internetul practic sub laptele? Da. Mai mult ca atât în sensul direct a cuvântului. Mulți cu ajutorul tehnologiilor informaționale și internetului care asigură livrabilul știu, spre exemplu, Amazon poate să știe când s-a terminat laptele în frigider. Din cauza că există un dispozitiv care se instalează în frigider, el vede ce fel de produse sunt în frigider și când se termină laptele, el trimite pe telefon o notificare, iar notificarea din telefon face comandă în aplicație de lapte și curierul îți aduce lapte. Adică nici nu știi și au apărut curierul la ușă și zice, vă rog laptele, s-a terminat laptele, nici nu știi. Nici nu știam, dar mulțumim mult. Într-adevăr, e despre... Astăzi internetul știe despre noi foarte multe, mergând spre întrebarea unde mergem. Este așa un concept ca big data sau ca data. Noi adică am discutat, informațiile inclusiv, generale, mari. Despre oameni. Respectiv, internetul, ceea ce este în marketing așa un termen, dacă voi nu plătiți pentru produs, voi sunteți produsul. De ce? Explicați, vă rog, poate pentru prietenii noștri care ne privesc, e neclar. Când tu intri în rețele de socializare, spre exemplu, tu nu plătești să te folosești de ele, dar tu folosești Messenger-ul, tu folosești poze, tu folosești un produs a unei companii, dar ia bani din ce faci? Reclamă, bănuiesc. Reclamă. Noi suntem produsul. Și vinde probabil că informații despre... Ne vinde pe noi ca un soi de user, ca un soi de... Eu utilizatori. Pot să arăt publicitatea, pot să arăt publicitatea unui băiat de 30 de ani din regiunea Sărata Galbenă. Și atât. Adică asta e logica de construcție. Și atunci când noi primim foarte multe din internet, știri, noutăți, gratuit, atunci asta înseamnă că cineva folosește inclusiv comportamentul nostru de utilizare. Și asta este adevărat, asta nu e ceva normal, nu este foarte grav, el nu știe că asta e Dumitru sau Anatolia, adică el nu știe concret cine asta, el știe că este un user după un cod. Dar către ce ducem noi? Este că astăzi, ca și în exemplu cu Amazonul, cu frigiderul, este o istorie în Statele Unite când Google o trimis o publicitate tatălui precum că fiica lui era însărcinată. Și el nu a înțeles de ce. Adică cum el... El nu cunoștea lucrul acesta. El nu cunoștea lucrul ăsta, dar fiica era minoră. Și ce s-a întâmplat? În dependență de ce caută oamenii în Google, el comportamental, după cuvinte cheie, poate să înțeleagă în ce lună de sarcină tu ești. El poate să înțeleagă la ce fel de etapă de depresie tu ești. De ce? Pentru că de el de tine au căutat încă milioane de oameni combinația asta. Adică vreți să spuneți că există așa un algoritm al stereotipului. Exact, exact. Există un comportament. Tu când ești în stres, ori mănânci, ori faci sport. Adică există două tipuri de oameni. Ori faci sport, ori mănânci. La modul general. Da, în general. Sunt oameni care n-au stres, spre exemplu. Da? Dar dacă să luăm din mas de date, comportamentul, noi putem identifica niște modele de model role. Respectiv, în sensul ăsta, internetul merge spre o
direcție în care apare realitatea virtuală, VR-ul, IR-ul, inteligența artificială. Spre exemplu, noi în agenție avem un soft, costă 150 de euro pe lună și el este un instrument extraordinar pentru copywriter, acei care scriu text. Ce fel de soft este asta? Eu scriu numele companiei, eu scriu ce vreau eu și eu pun butonul generează. Și în 3 secunde mie îmi generează un text pentru Facebook. Ioi. În 3 secunde. Un text absolut logic, absolut unic. El nu este copiat. Deci este pe bază de IR. Adică noi am economisit vreo două funcții în companie introducând acest soft. Știți, numai eu n-am auzit de așa soft. Chiar mă... Da, chiar el nu este scump. 150 de euro. Mă surprindeți pentru faptul... Știți cum? Mă gândesc în viitor, dar ce facem noi cu oamenii? Este o chestie aici importantă. Am avut onoarea, privilegiu să fac MBA în Londra și consultantul Margaret Thatcher era profesorul nostru de security în data. Și el spunea un lucru, că mulți oameni au problema asta, genul, ce se întâmplă? Tu mergi în Hong Kong și în aeroport, acolo nu te verifică, acolo este un tunel, tu ai trecut pe tine, după mii de parametri te-ai verificat, ori ai verde, ori roșu. Atât, în altă parte nu poți să duci. Și el spune că oamenii au început să se întrebe, ok, dar asta nu înseamnă că pe noi să ne locuiască? Roboții, tehnologiile, internetul ăsta, n-a să ne furie umanitatea din noi. Și el spunea o chestie, că un detaliu foarte important este că oricum cu aceste sisteme operează oamenii. Va fi ireal ca eu să iau un soft de ăsta și să concediez pe toți și să lucreze numai soft. Dar cu siguranță este optimizare. Și cu siguranță pentru oameni azi, bătălia este că ei trebuie să-și crească gradul de calitate. Știți, sună din domeniul, știți, serialul ăsta, Terminator. Da, cu siguranță, la noi jumătate de companie e Terminator. Adică noi avem software care, spre exemplu, poate să identifice cu probabilitate anumită ce fel de audiență va fi mai bună. Adică astea sunt niște tehnologii, dar haideți și noi acum, spre noi de acum coduri cu camere filmăm. Da, da, noi acum suntem sigur. Într-o... Și nu este nimeni acela care învârtește. Și aici, evident. Din un om astăzi, sigur, tot procesul, pentru că este unul și adică nu trebuie să ai super cunoștințe ca să montezi. Asta e tehnologie evidentă. Respectiv, tot asta este inclusiv cu ajutorul internetului. Pentru că internetul a adus nouă la cunoștință aceste oportunități. Și dacă azi tu ai nevoie de o informație, tu te duci în YouTube și tu scrii how to write a text. Cum să scrii un text. Cum să faci plof. Cum să, adică tu astăzi folosești internetul și hai să spunem încă un punct de pozitiv. Ok, e pozitiv, internet. Lucrul acesta este bun. Da, pentru că schimb de informații. Da, pentru că tu astăzi poți să fii mai fericit, să lucrezi mai puțin, să fii mai eficient, să asiguri transmiterea unor informații corecte către mase. Adică astăzi noi putem să vedem evangelizări, noi putem să privim predici, noi putem să privim training-uri, noi putem să ascultăm muzică de acasă. Iar pentru cineva asta este unica, una din soluții. Spre exemplu, noi avem un program de consultanță și în cadrul programului ăsta avem acum un caz din România. Un tânăr, el este invalid, el nu poate să meargă. Și noi în 6 luni de zile îi asigurăm capacitatea ca el să poată să lucreze ca social media manager și să facă un salariu de 200, 400, 600 de euro pe lună. Adică el stând acasă, el poate să-și întrețină familia cu ajutorul internetului. El nu trebuie să iasă și asta este extraordinar. Adică da, e un plus este extraordinar. Este oportunități. Da, suntem de acord. De aceea noi în fundamentul o să ne locuiască roboții sau nu, punem 7 ani de acasă. Dacă tu nu ești educat, și cu internet, și fără internet, tu oricum ești needucat. Dacă tu ai acești 7 ani de acasă, dacă tu ai, nu știu, logică, ai în tine ceva viu, atunci internetul va fi o oportunitate pentru tine. Și cu siguranță vei întâlni acel black hole, adică în care tu, pur și simplu, câteodată poți să-ți dai seama, eu iarăși în jocuri stau, tac, blocăm, și te revii la normal. Este un echilibru. Adică, de ce eu mai mult pozitiv aș pune în internet decât negativ? Chiar dacă negativ, de menționat este că astăzi este un trend foarte puternic în așa zisul furtul de date cu caracter personal.
Oamenii azi fac phishing, scanning, sunt diferite... Explicați termenii aceștia, pentru că cei care, poate cei da, care le privesc siguranță. Nu e înțeleg. E un termen englez, phishing, fish... Prinde pește. Da, prinde pește, da, cineva te pescuiește. Spuneam că dacă tu nu cumperi produsul, tu ești produsul. Da. Și atunci când tu descarci diferite chestii gratuite, leși e-mailul tău, telefonul tău, asta poate fi folosit cu scop de care... nepozitiv, să-ți trimată publicitate nedorită, să-ți trimată... Ce numim noi spam. Spam, da, când tu nu te-ai abonat, dar primești de-a lucruri care nu-ți trebuiesc, parcă, și care te deranjează. Dar asta din cauza că tu folosești foarte multe resurse gratuite, mai mult ca atât, neautorizate. Puțin din noi au Windows autorizat, puțin din noi cumpără muzică pe Apple Store sau pe Play Market oficială, folosesc softuri care duc. Respectiv, asta duce la piraterie. Faptul că... Da, duce la faptul că dacă tu gratuit ai luat, să nu crezi că este gratuit. Datele tale vor fi servite ca niște... Cașcavalul ieftin este exact. Capcană. Respectiv, în sensul ăsta, foarte mulți, de exemplu, conturi de rețele sociale, foarte mulți acum suferă de faptul că contul este spart. De ce? E un fenomen foarte interesant acum. Facebook, Instagram, orice rețea socială știe media de comportament a utilizatorilor. Cum spuneam, noi suntem predictibili la comportament. Respectiv, el știe că un cont care e creat ieri nu poate mâine să cheltuie $10,000 publicitate. Asta este un fenomen anormal. Chiar dacă tu vrei, adică real, tu azi ai creat, îți banii tăi, tot este legal. În format de comportament este anormal și el mai bine te pune într-un coș de audiență normală și te verifică, decât să creadă că asta este o normalitate. Și respectiv, conturile care vor să promoveze produse ilegale, din medicină, din haine de astea care sunt replici, cosmetică, dacă eu azi vreau să creez un cont și vreau să mă promovez, el mă blochează, că el mă va identifica. Un nou user face acțiuni strane. De ce el câteodată fură contul tău, dar el contul tău are vreo 10 ani? Și el la Instagram sau la Facebook este în liga conturi normale. Oamenii, din credere. Da. Și atunci până el o să te identifici cât faci promovare nelegală. Deci asta este. Deci da. În scop comercial. Da, exact. În scop comercial, ilegal îți fură datele. Respectiv, dacă noi azi vrem să avem un consum, îi spunem noi așa o etică. Da, etică de consum. Cum înainte era problema cu televizorul, azi noi avem problema cu internetul. Respectiv, noi trebuie să, cu siguranță, avem grijă de parolele noastre. Parolele, login-ul, tot asta. Să avem grijă de site-uri. Spre exemplu, dacă cineva intră pe un site și de obicei o să observați că unde scrie adresa, în partea stângă este o lăcățică. Dacă lăcățica e verde, asta înseamnă că site-ul este cu certificat și este securizat. Adică să primești așa lăcățică la un produs sau la un site ilegal, mi se pare că este ireal. Să e foarte greu. De ce? Mult mai mare probabilitate este că cu dânsul totul e ok. Dacă acolo trebuie să plătești mulți bani și el n-are ce lăcățică, vrei să cumperi nu știu ce, mai bine n-o fă. Pentru că asta iarăși o să fie o formă de piraterie sau vreo formă ilegală de excrocherie a banilor. Tu adaugi cardul, doar $1. Dar acolo tu nici n-ai observat cum s-a salvat la Italia și pe urmă, pur și simplu, de pe cardul tău pleacă bani. Și se întâmplă foarte multe chestii genul ăsta. De aceea, ca noi să minimalizăm riscurile și internetul pentru noi să fie un consum, eu aș sugera la minimum 3 generații să ia câteva vectore. Generația tânără să înceteze să folosească așa de des internetul și să iasă în offline. Generația din mijloc să înțeleagă că e normal ca generația mică să fie în internet, pentru că noi deseori ca părinți care... Adică să vorbiți despre faptul ca să se evite conflictul între generații. De ce este așa o chestie? Dacă vrei ca copilul tău să nu stea în internet, trebuie să fie mai interesant ca internetul. Oi de mine, dar asta nu știu, e greu, deci foarte greu. Deci părinții au de luptat cu acest interes. Respectiv, atunci când tu nu mai spui, iar ai stat în internet,
Dar trebuie să înlocuiești. Alternativa care a fost? Da, da, da. Să stau? Adică înainte tu aveai alternativa să te duci în grădină și te joci. Mai înainte era alternativa să duci cu bicicleta, cu băieții, cu fetele. La mine care e alternativa? Eu trăiesc într-un megapolis, stau într-o cutiuță în apartament. Ce trebuie să fac eu? Când în jurul meu sunt atâtea fenomene interesante, colorate. De ce o provocare extremă de mare este pentru părinții generațiilor de azi ca să fie părinți, să fie mai interesanți ca internetul. Și asta e posibil dacă părinții vor intra în internet. De ce? Ei trebuie să înțeleagă, dar și asta TikTok. Pentru că îmi spune, stați-vă în TikTok-urile cele voastre prostii, dar intră, înțelege și scoate vreo lecție pozitivă, pentru că tu ai 7 ani de acasă, ai experiență de viață, tu ai putea să filtrezi un pic acest moment și să devii tu un pic mai interesant cu el. Fă un TikTok copilul tău, numai că fă-l nu în formatul de dansuri, dar fă-l în format de origami. Cum voi faceți origami? Adică azi noi trebuie să fim pe aceeași undă dacă nu vrem să pierdem contactul. Dacă nu vrem ca acest fenomen pozitiv care ne ajută să lucrăm, care ne ajută să ne informăm, care ne ajută să evoluăm, care, apropo, noi nu putem să-l oprim, mai ales dacă vorbim de noi eu cu tine, adică noi nu putem să influențăm. Noi suntem pur și simplu consumatori și pe alocuri în unele poziții creatori. Atunci noi trebuie să încercăm maximal ca să scoatem din acest element experiența pozitivă. Și experiența negativă ea va fi. O să fie și spargeri de conturi, o să fie și experiență în care ai plătit, dar nu ți-o adus. Nu, bine, mai este încă și altă problemă. Deci omul intră în internet și mai mult nu mai iese și după aceea are probleme fiziologice, începând de la fiziologice și apoi termine cu psihice, da, este și un termen depresie. Acum a apărut un termen nou, se numește scrolling. Scrolling. Da. Explicați-l, vă. Scrolling, se zice așa, un termen că faci scrolling, scroluiești. Da, adică stai și rotești, da, rotești. Cauți ceva, cauți ceva. Și ești flămând. Ești flămând și pentru nimic că nu informația satisface. A pierdut sens. Adică tu ai pierdut gustul. Este o chestie când în copilărie, noi când trăiam în perioada de insuficiență, bomboanele așa roșii din sticlă erau foarte gustoase, dar mai erau și cu dulceață înăuntru. Noi luam chibritul și puneam bomboană și asta era bomboană pe băți. Și ăsta era un fenomen, era o chestie în care cadourile de anul nou erau foarte importante, erau ceva deficit. Pe măsură ce noi am început să trăim, să primim bomboanele, eu am pierdut, pot să mă duc să-mi iau 3 kg de bomboane, da? Adică eu am pierdut gustul. Respectiv copiii fix așa, sau consumatorii, indiferent. Suprasaturații. Da, noi, pentru tine deja nu este wow efect un bumerang. Fotografie colorată, video. Tu poți, acum noi putem să intrăm în Google Map și să ne ducem în Grand Canyon și ne uităm și noi acolo, în real time. Deci noi putem ieși așa să fim în alt colț al lumii. Respectiv, asta a dat așa de mare oportunitate că noi n-am realizat prețul acestei oportunități. De ce? Mergând în evoluție, noi mergem în zona de VR, iar noi mergem în zona în care noi vom merge tot mai repede. Tot mai repede. Adică, cred că peste 5 ani de zile, noi o să discutăm fix în așa context, doar că asta o să fie galograme. Noi, probabil eu nu o să fiu în studio, dar o să fiu undeva în studioul meu și prin conexiuni de două butoane, noi să facem conexiunea hologramelor și o să discutăm despre alte subiecte. Dar cum e asta să ai internet pe Mars? Adică... Pe Marte. Da. Pe planetă. Da. Nu pe ciocolată. Nu pe ciocolată, pe planetă. Respectiv, eu sunt destul de pozitiv în contextul zilei de naștere a internetului și eu cred că el poate fi o binecuvântare, o formă de pozitivă în viața oamenilor care să salveze vieți, să te informeze, să-ți dea oportunități de job, să-ți dea oportunități să ajuți, să-ți dea oportunități ca să te audă, tu azi poți să vorbești global și din acest motiv elementul pereților se strică și tu deja înțelegi că există și altceva. Nu poți să fii manipulat atât de ușor. Dar pentru asta, cu siguranță, ai nevoie ca mediul care te înconjoară să fie cu 7 ani de acasă,
tu să fii cu 7 ani de acasă, să îți dezvolți trupul și sufletul într-un tempou sănătos, pentru ca să poți, consumând acest element, să poți să ai un soi de antivirus. Da? E că odată cu internetul a apărut și antivirusul, pentru că a apărut virusul. Pentru că este, eu știu, răspuns. Răspuns da. La pericol. Da. Și, practic, tot internetul generează și... Și virus, da. Sunt băieți care generează niște coduri, care sunt niște virus care poate să intre și să strici calculatorul. Pentru cineva asta este un hobby. Nu. Cineva o face comercial. Adică, de obicei, hobby este pentru cei care țintesc spre un scop, un obiectiv mai mare. În același context cu MBA-ul, consultantul care spuneam, el spunea că acum deja sunt sisteme care pot la o distanță de 30 de kilometri să-ți scoată informația din calculator. Adică azi noi nu trăim în epoca că trebuie să oprim microfonul când vorbim, pentru că noi trăim într-un bol transparent și internetul este un bol transparent. Orice activitatea ta, faptul că eu sunt aici, Google știe. Voi puteți intrați în Google și să vedeți My Road sau calea mea și el știe unde tu ai fost, chiar și când îți descarcă de tot. De ce? Un fel de, el spune, ca noi să putem să-ți fim mai de folos. GPS-ul, noi să te identificăm. Tu când mergi în mașină, îți place că mașina ta tămâne la stradă, la intersecție, semaforul, tot asta. Tot e o tehnologie pozitivă, cum ar fi. Dar asta este și o formă care poate fi folosită inclusiv de organele de drept la nivel de tracking. Da. Și în statele, urmărire. Da, urmărire. Și apropo, în Statele Unite sunt câteva cazuri tare nostime legate de internet și infractori. Prima este că prima greșeală care o face infractorul, el de obicei se duce acolo unde a mai fost și atunci îi ridică istoria browserului și văd că el în 3 puncte, casă, lucru, un pub și nu știu unde, și ei pur și simplu verific punctele astea și îl găsesc. A doua sunt infractori care fac selfie în procesul de furt, sunt real selfie și acolo se vede tag-ul, dar este geolocația. Geolocarea. Da, geolocarea userului și el pur și simplu singur se dă. Asta cred că sunt niște useri care nu sunt vizați în tehnologie, dar le-a dat telefonul în mână ca la maimuță și el pur și simplu apasă. Next, save. Respectiv... Și practic orice informație pe care o dăm este și poate să joace și împotriva noastră. Da, exact. Să de fie aceea, folosită. Să fie folosită, de aceea poate să retrăiască doar cei care au ce ascunde, iar dacă ascundeți ceva foarte mare, oricum o să afle. Există alte sisteme prin care se poate de găsit informația și noi vedem foarte mult în diferite domenii și politic, și economic, și social, iese la iveală lucrurile, iese pur și simplu. Pentru că asta este ok, spunem așa, nu poți ascunde până la infinit. Deci să spui că eu nu vreau să postez pentru că eu vreau să am viață privată, din păcate, astăzi asta este greu. Viața privată înseamnă să te deconectezi de la toate sursele, să îți refuzi anumite beneficii, și GPS-ul, și mașina cutie automată, și telefonul pentru livrare mâncare când nu ai reușit. Adică să refuzi la anumite beneficii acestor fenomene. Nu, dar nu știu dacă pot să refuz, pentru că noi atât de suntem înglobați că practic trebuie să te muți pe altă planetă. Da. Deci e foarte greu, mai ales pentru generația care, spuneam, s-a născut în asta. Așa că recomandarea cea mai mare este intrați în TikTok, voi părinți, și uitați-vă și okay. asta. Ok, deci dumneavoastră ați vorbit despre generația Alpha, Z, da. Z încă, dar Alpha, astea sunt copiii noștri, da, care trebuie să-i stimulăm să mai lepe de internetul și să mai iasă afară, să vadă ce este peste geam, exact. După geam încolo. Cei care sunt acum, la ziua de astăzi, părinți, să înțeleagă și să, cum să-i abordeze copiii noștri. Bun, dar ați mai vorbit și despre altă generație. Da, există. Ce sfat dați dumneavoastră pentru ea? Părinții mei, bunei,
Sănătate. Este o generație excepțională. Nu, vis-a-vis de internet. Este o generație excepțională în contextul consumului de internet. Mm. Pentru că ei sunt niște eroi. Ei trebuiau să înțeleagă o tehnologie care noi cu greu am înțeles-o. Deci asta doar este când scriu, e doar așa lent, tot asta se întâmplă. Deci azi... Dacă este cineva conectat, înțeleg că este un erou, da? Da, da, de da. Ce da. Există, eu am un moș care el face life-uri. Mm. El are vreo aproape 60 de ani. El face life-uri. Unchiul dumneavoastră. Da, da, el face life-uri despre activitatea care se realizează în satul meu natal. Mm. Deci el este un fel de activist social. Un blogger. Este real vlogger acolo în sat. Deci e un fenomen și eu întotdeauna mă mir de la... Când fac ăștia mici life-uri, pentru că asta e normal. E ca el face, pentru asta e cosmos, să înțeleagă, să vorbească în cameră fără să fie oameni în față. Deci aici generațiilor le-a venit greu. Ei, la fel, poate așa spunem, consumă oportunitățile internetului într-un regim foarte eco. Adică astea sunt mesageriile. Ei vorbesc cu copiii. E foarte comod să iei legătură cu mama prin Skype când tu ești peste hotare și asta e foarte comod. Este beneficiul pe care da, îl văd este ei. Este beneficiu. Eu aș spune că mai puțin negativ ei au în comunicarea, pur și simplu, ea este, o înțeleg ei, de ce? Pentru că este analogie la telefon. Da. Dar că în alt format. Într-un alt format, digital. Și au înțeles lucrul ăsta. Că pot să comunice cu cineva ce privește alte tehnologii. Probabil că aici este lacuna unde... E o chestie, spre exemplu, chiar același Google, care este un resurs de informare. Aici, la fel, lor le vine mai greu. Uh-huh. Să înțeleagă, spre exemplu, ce este remarketing că în publicitate sau să înțeleagă că completând datele nu o pot să fie hacking, phishing, cum spuneau termenii ăștia, ei doar acum sunt supuși grav unui trend când îi sună cu cardurile și spuneți-ne parola, asistența tehnică, dar ei nu înțeleg, e greu le vine, pentru că este un fel de o săritură foarte mare în tehnologie. De aceea, aceste generații într-adevăr le vin foarte greu. Dar și lor este inevitabil, ei trebuie să fie acolo. Nu deci, pentru că să înțeleagă. Sfatul dumneavoastră este să depune efort ca să le înțeleagă și să... Pentru că e mult mai... Să se înarmeze cu acestea. Cu siguranță noi înțelegem un lucru. În exces orice este negativ. Da. Orice. Adică noi nu putem spune. Dar să fie câte o oră jumătate, pentru că în exces, consumul în exces și de apă poate să dăuneze grav sănătății. De ce în contextul dat, de ce aș sugera generațiilor date? Noi am avut training-uri cu doamne de 65 de ani. Le care făceau invitații și împleteau niște chestiuțe și noi am avut un training în care să le arătăm ce este Facebook, ce este Instagram și cum i-ar putea să arate mai mult în sat sau în satele vecine aceste produse. Și să le promovezi. Da, respectiv asta este o abordare, dar vine foarte greu pentru că noi am început de la internet și înseamnă și am finisat cu faptul că există stories. Dar ca să explici și stories, trebuie să explici și înseamnă telefon. Și tot așa și el se leagă. Adică săritura prea mare pentru ei a fost. Și atunci foarte multe trebuie să înțeleagă. Dar un procent destul de mare, inclusiv în regiunea în care noi suntem, s-a adaptat foarte bine. Pentru că au fost programe, pentru că au fost în regiuni, spre exemplu, biblioteca mea, care au adus calculatoare, în sate, internet și tot asta s-a dezvoltat foarte interesant. Mai mult ca atât, noi am văzut fenomenul Zoom, când în carantină a explodat. Toți pur și simplu au aflat ce înseamnă Zoom, de la profesor care spune, dar nu-i trebuie niciodată internetul vostru, o înțeles și internetul și cum asta să faci lecții online, nu discutăm despre calitatea acestor lecții, dar ca proces, indiferent de... Nevoie a împins. O împins și e acel element de necesitate, nu din lene. Pentru că unii din lene interes o fac, dar aici a fost necesitate. A fost pus în parametri că trebuie să faci lecții prin Zoom. Și tu ai înțeles ce înseamnă Skype, ce înseamnă Zoom, cameră, deja ai început să vezi că este microfon, adică oamenii au început să cunoască ceea ce lor nu le trebuia până acum. De ce noi am... Dar imaginați-vă că în această perioadă nu aveți fost internetul. Da. Unu, noi n-am fi aflat că asta este atât de grav global,
Pentru că de unde știri să ai? Hulubul, până vine hulubul din China, bănuiesc că îl mănânc de 3 ori. Respectiv, în sensul ăsta, noi am primit acces la instantă informare despre acest, acest element. Plus, am putut să ieșim din situație foarte bine, găsind o alternativă, inclusiv oportunități, cum spuneam, de informare, formatul nostru, inclusiv a fi pe internet. Și atunci asta înseamnă că oamenii pot, lor fiind comod să stea în telefon, ei pot primi aceeași informații, cum înainte, când vineai acasă, era televizorul și încă asta era comod. Ziarul. Da, ziarul era comod. Stai în tramvai și sau în parc și citești. De ce? Noi nu putem spune că azi noi trăim în ceva extrem de radical nou. Noi trăim într-o etapă în care instrumentele fundamentale, care înseamnă comunicare, care înseamnă dezvoltare, informare, ele au primit o nouă tehnologie, perspectivă tehnologică. Da? Adică ei au primit, pur și simplu, o dinamică mai mare, o acoperire mai mare, o varietate de acces la informații, forme de a simți. O varietate forme. Poți audio, poți video, poți live, poți pe Facebook, pe Instagram, poți în Google, poți în Yandex, poți în calculator, în telefon, poți acum și în ceas, poți și în galogramă, adică o varietate mare. Spre exemplu, acesta VR-ul sau 3D, acum foarte faină tehnologie, în care chiar și Facebook au ochelari, în care noi, dacă am pune acum o cameră, pe noi ne-ar firma în tridimensional. Și oamenii ar putea fi alături de noi, adică el, utilizatorul ar putea fi lângă mine aici. Și această tehnologie, apropo, inclusiv telefoanele acum au lansat 5G-ul și în Statele Unite, în anumite regiuni, tehnologic vorbind cu internet, tu poți privi fotbalul american prin acest format de... Ca și cum un participant. Tu, da, tu ești chiar ești practic în asta, pentru că mingea când zboară, îi zboară pe lângă tine. În toiul acțiunii. Exact. Și cu ajutorul acesta, tu fiind în sarată galbenă, poți fi în Statele Unite. Deci, la ziua de astăzi, soluția pe care dumneavoastră o ziceți, eu aș intitula-o sau aș însuma-o global într-un simplu cuvânt care prezintă o acțiune. Conștientizarea. Pentru că dacă vorbim despre binele sau răul, trebuie să conștientizăm ce este binele sau beneficiul internetului, să conștientizăm, să fim conștienți și de răufăcătorii și relele care pot și riscurile care vin asupra noastră. Evident, am vorbit despre internet. Alte tehnologie, probabil că superioară internetului nu se prevede, după câte am citit eu niște comentarii și unii sociologi și oameni fantastici, deci și oameni care generează cumva, încearcă să simuleze viitorul, spun că informația și accesul, poate vor fi în alte forme, tehnologii, transmiterea informației, dar tot e același internet în principiu care va fi, dar și aici dumneavoastră ați menționat hulubul tot e internet. Da, da, numai că tare lent. Radio este la fel în internet. O formă, undele la fel ele pot transmite informații. Deci, practic, perspectiva informației, transmite informații, pur și simplu să schimbă tehnologiile și, evident, de aici și să schimb și opțiunile care ni sunt oferite. Ca aceste tehnologii să fie implementate, adică viteză și capacitate. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost împreună cu noi. A zburat timpul, iată așa ea, nici n-am observat, a fost foarte interesant și sper că și pentru prietenii noștri în internet și cei care ne vor privi în internet. În internet. Eu vă zic mersi pentru invitație, că de fiecare dată e o plăcere și celor care ne privesc și celor care vor privi, doresc doar un consum conștient a informației și astfel doar noi vom putea inclusiv și să dezvoltăm acest vector de evoluție societății către optimizări, către oportunități și vom minimaliza riscurile ca această evoluție să ne aducă un impact negativ vieților noastre, a celor din jur. Deci aveți grijă de voi, like-uri, share-uri, ca întotdeauna, emisiuni Focus și cu drag ne vedem în alte ocazii. Mulțumim mult!
Este nevoie să conștientizăm în ce lume trăim. Este nevoie să înțelegem cine suntem noi în raport de tot ce este în jurul nostru. Și mai ales de internet și alte informații. Să conștientizăm că există și alte mesaje și alte ființe care ne doresc nouă, fie bine, fie rău. Dar mai mult de toate v-aș invita ca să conștientizăm că există cineva care ne dorește binele absolut și să-L cunoaștem pe El, să ne conectăm cu El. Vă spun la revedere, până data viitoare!